Tot mai multe localități din județul nostru sunt afectate de pesta porcină africană. Recent au fost identificate alte 10 cazuri noi. Cele mai multe sunt în localitățile Cungrea și Verguleasa, fiecare cu câte 3 focare. La această dată, la nivelul județului Olt, sunt active 18 focare de pestă porcină africană la porcii domestici din gospodăriile populației, 10 focare fiind confirmate în ultima săptămână. De asemenea, rămân active cele 5 focare de pestă porcină africană la porcii domestici din exploatațiile comerciale de porci din localitățile Constantinești, Ipotești, Negreni și Tufeni. Având în vedere numărul mare de focare confirmate în gospodăriile populației, în continuare reprezentanții DSVSA Olt vin cu o serie de măsuri pentru limitarea răspândirii bolii. Să intre cu echipamente de protecție, salopetă, alte încălțăminte în adăpostul porcinelor, să țină porcii în adăposturi închise. Este strict interzisă hrănirea animalelor cu restul alimentare sau cu materiale vegetale strânse de pe câmp. Este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine. De asemenea, oltenii proprietari de porci care sesizează că animalele au semne de îmbolnăvire să anunțe imediat autoritățile, medicul veterinar sau să sune la numărul de telefon 0372 753 838. Mai mult decât atât, doar cei care respectă normele legale pot fi despăgubiți de stat.